Hei, salutări, prieteni! Astăzi vom vorbi despre numere prime și numere compuse. Am văzut în episoadele anterioare că unele numere au mai mulți divizori, iar altele au doar divizori improprii. Numerele care au doar doi divizori, pe 1 și numărul însuși, se numesc numere prime. Numerele care au mai mult de doi divizori se numesc numere compuse. Acum mai mult de 2000 de ani, Eratosthenes a descoperit un procedeu de a găsi numerele prime. Pe baza acestui procedeu, numit mai târziu ciorul lui Eratosthenes, putem calcula dacă un număr este prim sau compus. Cum facem? Luăm, să zicem, numele de la 2 la 100. 2 este număr prim. Are doar 2 divizori. Este singurul număr prim par. Toate celelalte numere pare se divid cu 2, deci le eliminăm de pe listă. 3 este următorul număr prim. Toți multiplii lui îi eliminăm din listă. Urmează 5. Eliminăm din listă toți multiplii de 5. Cei care se termină cu 0 erau deja eliminați, pentru că erau multiplii de 2. Următorul este 7. Eliminăm toți multiplii de 7 rămași pe listă. Mai rămân 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 și 97. Dacă îl împărțim pe 100 la 11, obținem că 9 rest 1. Câtul este mai mic decât împărțitorul. Deci dincolo de 11 nu vom mai găsi multiplii de eliminat. Să luăm numărul 237. Îl împărțim pe rând la toate numerele prime, până obținem restul 0, sau până când câtul este mai mic decât împărțitorul. 237 împărțit la 2 egal cu 118 rest 1. 237 împărțit la 3 egal cu 79 rest 0. 237 se divide cu 3 și cu 79. Deci nu este număr prim, este număr compus. Să luăm numărul 241. 241 împărțit la 2 egal cu 120 rest 1. 241 împărțit la 3 egal cu 80 rest 1. 241 împărțit la 5 egal cu 48 rest 1. 241 împărțit la 7 egal cu 34 rest 3. 241 împărțit la 11 egal cu 21 rest 10. 241 împărțit la 13 egal cu 18 rest 7. 241 împărțit la 17 egal cu 14 rest 3. Acum, câtul este mai mic decât împărțitorul? 241 este număr prim. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!